Pentru că Passatul este mașina românului și pentru că românul este foarte descurcăreț în toate domeniile, ne-am hotărât să facem un mic tutorial despre cum să-ți demontezi singur fața de ușă la Passatul tău. Cu siguranță te-ai întrebat cum fac asta, pentru că odată scoasă fața de ușă putem accesa multe alte chestii. Hai să vedem împreună. Pentru a demonta fața de ușă, în primul rând trebuie să demontăm ornamentul care ține butonul de reglaj oglinzi, dar și butonul ce acționează geamurile electrice. Acesta stă doar în câteva cleme și se poate scoate cu ușurință. De regulă se folosește o spatulă, dar în cazul nostru a ieșit mult mai simplu. După care declipsăm aceste două mufe. Prima mufă este de la butoanele care acționează geamurile electrice. Haideți să-ți dau un mic pont. Folosește codul ALEX10 la următoarea ta comandă și vei primi 10% reducere. Mai jos, în descriere, vei găsi atât linkul de la site-ul nostru unde poți comanda piesele dorite, dar și numerele de telefon de la agenții noștri de vânzări. Spor la cumpărat! După care scoatem și mufa de la butonul care acționează oglinzile. Primul pas este gata. În continuare avem două șuruburi de tip T30 și două șuruburi T20 care țin fața de ușă. Haideți să le dăm jos. Odată scoase șuruburile, fața de ușă se mai ține doar în câteva cleme. Haideți să le scoatem. Începem de jos. Iar acum fața de ușă stă pe un suport aici sus. Haideți să vedem ce va mai vine. Apucăm fața de ușă și o ridicăm în sus. Și acum putem să ne uităm înăuntru. Avem aici șufa de la broască, pe care o vom scoate cu grijă. Nu uita că dacă ești în căutare de piese, dezmembrarul.ro este de partea ta. Pe site-ul nostru găsești un stoc variat de produse, iar acestea sunt vândute cu factură și garanție. Tu ce mai aștepți? Intră pe site-ul nostru și convinge-te! Ce a rămas acum de făcut este să scoatem această mufă care conectează electronica din fața de ușă în modul. Apăsăm pe această cremă și ridicăm în sus. Mare atenție la cleme, deoarece ele tind să rămână în portieră. Vă recomand să vă cumpărați un set de cleme înainte să umblați la fața de ușă. Asta este procedeul prin care tu acasă îți poți scoate fața de ușă de la Passatul tău. Sper că acest videoclip a fost de ajutor pentru tine. Nu uita să lași un subscribe, un comentariu și un like dacă ți-a plăcut. Și ne vedem în următorul videoclip unde vom demonta macaraua.